Eu bira nu e scandaloasă. Temerile mele sunt o imbecilitate. Uneori noaptea, sau mai bine zis dimineața, când ajung acasă, mă culc cu fiică-mea în pat. Dacă speriam și recunoșteam așa ceva în Marea Britanie, a doua zi după apariția articolului meu, opinia publică era șocată, iar poliția la ușă. Cred că stâmpiți englezi. Cred că sunt o nație handicapată psihic, care crește copii fără să-i mângâie și care produce adulți ce tânjesc toată viața după o mângâiere. Cred că își schimonosesc creierul în campanii media cu sute de pedofili descoperiți odată la 3 luni. Cred că își pierd tandrețea în pagini de tabloid. Presa le-a modificat comportamentul. Comportament tarat de la început. Se tem să-și iubească copiii și să-și răsfețe iubitele. Iar eu, moțăind, în momentul acela călduț de dinainte de a dormi, mă gândesc că și mie mi-e frică și mă tem. Doar că frica mea e românească și nu britanică. Mă tem ca din dragoste să nu handicapez copilul și fata de astăzi să devine femeia frustrată de mâine, căutând în continuu dulceața iubirii de tată. O iubire fără egoism, totală și profund senină. După care adorm și în vis îmi dau seama că temerile mele sunt o imbecilitate. Că nu trebuie să spui frâu inimii, și nu trebuie să raționezi în dragoste. Când ea se întâmplă, fii fericit cu ani. Copilul, soția, fratele, o carte bună, un film încântător. Iubește-le pe toate cu patimă.